Că mă vede lumea până oraș și zice, domnul Nicu sau Nicule, sau bă, bă, ai ajuns șef de plasă. Să fii șef de plasă era ceva pe vremuri, că o plasă cuprindea cam cât 3-4 județe actuale. Da, plasa asta e legendară, emblematică, mă vedeți în centrul Clujului aproape fiecare zi, că mă trimite socră mea, că tot timpul uită. Uite, când se termină grișul, uite să-mi zică, ia griș. Când trebuie să facă ceva cu griș, zice ea. Acum nu are nu știu ce legume, ci du-te la piață. Dar să mergi, de acolo iei morcov, de acolo iei păstârnac, de acolo iei păstârnac, nu pune, mint. Țeler, corolabo, piciabo, nu știu mai ce. Dar pe eu de când să mă duc și să mă târguiesc? Eu oricum nu mă știu târgui, nici cu voi nu mă târguiesc. Mă duc într-un loc unde le găsesc pe toate și în centrul Clujului, pe strada Hermann Ober. Cum vii de la conservator în spate, ajungi în sat. Mă rog, la cât se construiește și la cât se face drumul până centru, chiar poți să zici că în centru este satul în oraș. O etichetă sugestivă. Și acum să intrăm, micuț dar cochet, Erne. Salut, Erne. Ne știm, dar stai un pic că tu n-ai. Mi-a zis-o, socra, de cât timp ne știm? E cam 7-8 ani. 7-8 ani de când ai început de, aici. De târg. Ai făcut târgurile astea, da, satul vine la oraș, pe strada Potaisa, și în 2019 am început și magazinul aici, în buricul târgului. În buricul scame al târgului, că nu-i chiar așa ușor. Adică ai cunoscut prima dată producătorii. Da. Ai văzut ce merge, ce nu merge și ce te-ai gândit să găsești un loc propice ca tot timpul anului, nu numai la târguri să ai... Exact, asta era ideea, să avem aproape fiecare zi produse de la producători, de la țărani din zonă. Cam zona, asta te întreb, zona însemnând ce? Păi majoritatea produselor sunt din zona Clujului, dar aducem din tot Ardealul. La un moment dat ai adus și portocale din Grecia, cum a fost aia? Încercăm să avem și produse deosebite, excepționale, care nu se găsesc la noi, dar știm că calitatea lor e peste mediu. Portocale de Sparta. Am mâncat ca Sparta exact. O săptămână. Și am și ulei de măsline din Italia. Din Italia. Tot de la un producător mic și calitate superioară. Bun, hai să vedem mai precis ce e aici. Începem de la legume, fructe. Merele de unde le ai? Majoritatea sunt din satul Gheorgheni. Ceea ce nu-i din satul Gheorgheni este din Răscruci, de la livada Fundației Coloș. Dar toate legumele și fructele sunt de lângă Cluj, din apropiere. Sunt de sezon. Avem aici morcovi frumoși, pe dimensiuni, cum doriți, sănătoși, bio. Foarte bun. Nu purtați ochelari, două vieți. Mere frumoase, bot de iepure. Așadar, aici suntem în zona cu fasole. Fasole boabe, fasole albă. Fasole tărcată avem la kilogram. Deci mai ales să fierbe bine, știu că am luat. În pandemie, de asta mâncam, am luat de la voi. În pandemie, de la Jucu. Ceapă de apă. Sau ceapă de șuncă, cum zic. Ceapă de șuncă, zonă, da? Asta se mănâncă cu șuncă, înseamnă că ce bine miroase. Ideea de o spargi cu pumnul, dacă te enervezi și dacă nu te enervezi. Dovleac de sezon, ornamental. Că tot vine tradiționalul Halloween, nu e așa? Mie nu-mi place, dar nu-ți dacă place Halloween-ul. La plăcerea adus, clientului. Da. Sare de baie de la Pride. Sare de baie de la Pride. La Pride, dacă nu știți, există un ocean. Îi zice, lacul ursului tare hoț face copii fără soț. Paste. Eu încă paste de astea n-am văzut. Ce fel de paste sunt astea? Tagliatele cu ou și cafea. Da, avem și cu și cafea, avem și cu rozmarin. Asta e tare. Ouul de proteina și cafea te ține și trează. Adică astea se mănâncă dimineața. Da. Înlocuiți, domnilor, înlocuiți țigara și cafea cu pastele astea, că aveți de tăte. Cafea, da. Și avem paste și de la Sic. Paste de la Sicuiești. De aici de la, da. Sicani. Ultimii mosicani. Aici suntem la zona de miere. Văd că miere ai din multe părți. Ține tu de microfon, domnul. Dar favoritul meu este de la Castrum Hive de la Lita, pentru că numai că mierea e de calitate, dar și designul e arată frumos. Trebuie. Miere de salcâm și mană. Am văzut că este și
doar de mană. Asta e foarte bună, mană de brad, asta o recoltează. Da, puriflor avem de rapiță, avem de floarea sărului. Și oregano. Din Grecia, tot de la producătorul cu care colaborasem cu portocalele. Da. Vedeți? Oregano e foarte bun când faci un guiaș, un leveș, un... Dacă vorbim despre guiaș, avem Irish Pisto de casă. Pastă de ardei, Irish Pisto, roșu de câmpie. Și e și cu miere. Și fără sau cu pastă miere. De ardei iute și crudă și cu miere. Pentru cei care nu sunt cu asemenea crudități, avem ceva frumos, verde de câmpie, pastă de ardei fără, asta e doar cu ardei verde, fără miere. Da, asta e mai slăbuță. Mai slăbuță. Și uleiul de măsline din Italia. Măsline extra virgine, pentru că noi nu ne batem joc să vă aducem la mâna a doua, a treia, că nu suntem pe calea Turzii, suntem în centru. Deci noi dacă vă aducem ceva bun, vă aducem ceva extra, extra virgin. Cartofi de la? Astea sunt de la Vișoara. Cartofii din Vișoara, nu m-a potrivit. Îmi place să aduc din Vișoara, că cred că acolo avem cei mai buni cartofi din zonă. Așa cred eu, așa am văzut. Bun și la piure, bun și la răntălit, bun și la orice. Dovleacul plăcintar, semănăm? Asta e din Plăiești. Asta e din Ploiești. Plăiești. Păi spune așa. Dovleacul din Plăiești are semințe aproape bune. Le țineți în buzunar, buzunarul lângă sobă, ce în 2-3 ani o să le puteți sparge. Bun! Favoritele noastre, murături asortate de la Juc. De Saga Cur de Gume. I-am văzut la, când a fost la târg, aveau mai multe produse de Saga cu legume și livrează parcă, nu? Da, cred livrează. Că da. Și noi avem mai multe produse la ei, pastă de tomate, tomate uscate, ulei de măsline. Bază pentru mâncăruri, da. Acid pentru băuturi. Dulcețuri. Și aici am ajuns la dulcețuri. Gem de prune cu scorțișoară, gem de pere cu scorțișoară. Cu scorțișoară. Da, cum trebuie să fie deosebit. Foarte bun. În rânduiala naturii din Maramureș, pere, scorțișoară, a se păstra la loc uscat și răcoros. Eu nu cred că burta mea e loc uscat și răcoros, dar o să o păstrez acolo. Condimente, sare cu cimbru, dacă nu sare, o pișcăm să sară, sare pentru grill, când faci un grill ei cu așa, te înveți și încep să cânt, sare cu grill, ale, sare tot cu grill. Plait. După cum vedeți, urmează să ne vină și un transport nou de bere Cichișor. Trece bine. Până doamnele comandă de aici, domnule, și eu un Cichișor. Rugăm pe această care pe domnul Tibor, tot domnul Tibor îți livrează. Da. Iarna e un destin străvechi cu șerii pe la urechi. Mai vin producători aici, își mai prezintă produsele. Și aici mai avem loc pentru că am înțeles că o să vină mezeluri. Mezeluri, slănină, cărnați. Și pentru asta avem aici murături, gogoșari tăiați în oțet. Da. Pickles. Ce e aia kombucha, maestre? Un ceai? Cu probiotice. Cu probiotice. Ajută la digestie, foarte sănătos. Seninătatea e un lucru la care ajungem greu, dar îl putem găsi ascuns în lucrurile mici. Domnul primar Bocost scris chestia asta, că el e mereu senin. Domnul e mereu senin. Și aici miroase frumos, da? Sper. Kombucha 01, numărul 1. Erne are magazinul numărul 1, ce v-am spus aici? Ouă. Când nu au a mei ouă, mai mult tata, pardon, găinile lui, de aici iau. Ouă proaspete, obținute de la găini, nu furate, nu bătute, obținute de la găini crescute la sol, nu la fa, nu la mi, nu la re, în sol și hrănite cu cereale. Vă arăt un ou de ăsta, e cât... Uite, mare, roșu ca o dinioară, ștanțate, echipa, piu, 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 sunt foarte bune. Au un galbenuș, ca și galbenul din tricolorul, mă rog, românesc, acum Ernea ne înțelege. Da. Zacuscă nu ai? Ba da, am și zacuscă și... Bă, aia, du zacuscă aia bună. Ba da. Zacuscă clasică iute, eu favoritul am probleme meu, la favoritul ieșirea. Dar nu e atât de iute. Uite cu, cât trebuie. Cu vinete și fasole și cu hripi. No, dăm voie, dăm voie. De mult n-ai mai avut de asta. Da, da. Bă, eu am venit ca ardeleanul pregătit, am venit să-ți fac și cumpărături. Dar în sensul ăsta am venit și cu o prescură de la părintele Oral din Ciobanca și cu o brișcă
Tot de la un părinte din Vâlcele. Hap! No. Rugăm ascultătorii să înțeleagă și privitorii că filmăm într-o zi de post, așa că dacă nu veni slănina, mâncăm zacuscă cu ceapă roșie și cu ce? Usturoi de? Călăraș de turda. Hărăstaș. Sănătate, am uitat să prezentăm, dar dintr-o greșeală, dintr-o eroare, că bem și un vin de la Iron Drops. Dulce, așa cum este și viața alături de soțiile noastre, din coacă... Coacăze negre. Doamne ajută, sănătate! Sănătate! Pune-ți și tu un pahar până... Bine, asta cred că se rupe mai bine. Da. Se rupe mai bine, avem aici curpătorul. Așa, ceapa. I-aș da un pumn, dar e prea simpatică. Așa o mai îmblânzesc. A, nu cred că e cazul. Pâinea Domnului aici. Tot vreau cu Vlad să facem o emisiune culinară, dar la cât de prost sunt de brișcă. Toți care au fost vedete și nu mai au loc acum pe la televizor, ori se apucă de mâncare, ori se apucă de stand-up comedy. Apoi eu fac stand-up comedy înainte de a face. Cum s-o tai pe lungă, așa? Uh-huh. Usturoiul se tosănește așa cu brișca. A? Băi, dar brișca asta... De fapt, brișca e pentru slănină, dar merge ea și la... Un pic de zacuscă. Wow, zacuscă cu hiribe. Știți ce greu să găsești în comerț? Dacă o găsești în comerț, nici nu e așa bună. Ia să dă, ha? Ah! Mm? Mm? Suportă camera. Nici prea prea, nici foarte foarte. Dar culorile, textura. În ceea ce privește textura. Hiriba. Hiriba. Tighemnez. Facem așa. E curcubeu de la dublu pe ce luguri. Un pic de bestială. Ați înțeles, da? Pe strada Hermann Ober, în spate la conservator, la Ernă, sat la oraș. Bunătățuri de la mici producători din zona Clujului. Sănătate! Ege! Ege și Ege și Ege!